Luna decembrie, ziua a opta. Cuviosul părintele nostru Patapie, după Metafrast. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În părțile Egiptului este o cetate ce se numește Tebaida, pe care o înconjură și o adapă fluviul Nil. Acolo s-a născut acest fericit Patapie din părinți creștini, fiind crescut în bună credință și în frica Domnului. Venind în vârstă desăvârșită, a trecut cu vederea deșertăciunea lumii acesteia și, lăsând casa, părinții și prietenii, s-a făcut monah. Ducându-se în pustia Egiptului, viețuia după Dumnezeu, nevoindu-se cu postul, cu rugăciunea și cu multe feluri de osteneli monahicești și puznicești. Făcându-se vestit și începând a veni mulți oameni la dânsul și a lăuda pentru viața cea plină de fapte bune și fiind supărat că îi se tulbura liniștea, căci era lăudat de gura oamenilor, din această pricină, lăsând părțile Egiptului, a venit la Constantinopol. Aici, făcându-și o colibă aproape de Vlaherna, lângă zidul cetății, s-a închis întrânsa, ca în pustie, și vorbea cu Dumnezeu prin neîncetata rugăciune, neștiut de nimeni, afară numai de singurul Domnul, care știe pe cei ce sunt ai Săi. Dar precum nu poate cetatea se ascunde, stând pe vârful muntelui, așa și omul cel cu fapte bune, care a venit într-o desăvârșită sfințenie. Pentru că Dumnezeu preamărește pe cei ce îl preamăresc pe el și descoperă pentru folosul altora pe cei ce s-au umplut de darul său. Deci și acest desăvârșit într-o sfințenie, care era îmbogățit cu darul facerii de minuni, descoperindu-se și preamărindu-se de Dumnezeu, a fost aflat ca o comoară ascunsă în țarină. Căci un tânăr oarecare dintre creștini, fiind orb din naștere și povățuit fiind prin rânduiala lui Dumnezeu, a venit la coliba cuviosului părinte Patapie și l-a rugat să mijlocească la Dumnezeu pentru dânsul, să-i se dea vederea ochilor ca văzând făptura să vie în mai desăvârșită cunoștință a făcătorului și să-l preamărească. Iar cuviosul, văzând credința lui, i s-a făcut milă de dânsul, dar nu îndrăznea ca un smerit cugetător să facă o lucrare ca aceasta, socotindu-se nevrednic. Apoi, ca să-i vadă și socotința lui, a zis: "Ce lucru minunat ai cunoscut de la mine și de ce ceri un lucru pe care nu poate altul să-l săvârșească, fără numai singur ziditorul lumii, cel atotputernic?" Atunci tânărul a strigat cu jale, rugându-se cu lacrimi și cu cuvinte smerite, spunând că crede fără îndoială, căci ca o slugă adevărată lui Hristos, poate să-i dea vindecarea cea dorită. Iar cuviosul a zis către dânsul cu credință: "În numele lui Iisus Hristos, care dă orbilor vedere și morților viață, vezi." Atunci îndată s-au deschis ochii orbului celui din naștere și vedea luminat, slăvind și mulțumind lui Dumnezeu. Tânărul acela era cunoscut multora, care văzându-l care vedere, se minunau și îl întrebau cum a văzut. Iar el nu tăinuia pe făcătorul de minuni și făcătorul său de bine, prin care a luat de la Dumnezeu vederea. Deci a ieșit veste în popor despre acea minune a cuviosului și de atunci mulți au început a veni la dânsul, învrednicindu-se de rugăciunile lui. Un bărbat vestit din Constantinopol zăcea de hidropică și era trupul lui foarte umflat, pentru care multă avere cheltuise pe la doctori căutând tămăduire, dar n-a dobândit-o. Auzind despre Sfântul Patapie, a poruncit să-l aducă la dânsul și a rugat pe Sfântul ca prin darul cel tămăduitor pe care l-a primit de la Dumnezeu să-i vindece boala trupului său. Iar doctorul cel fără de arginți mai întâi a făcut rugăciune cu sârguință către Dumnezeu pentru dânsul, apoi l-a însemnat cu semnul crucii și l-a uns cu un de lemn sfințit. Atunci îndată toată răutatea ce era în trupul lui a ieșit și s-au curățit toate cele din lăuntrul lui, făcându-i se tot trupul sănătos. Un alt tânăr oarecare pătimea cumplit, fiind muncit de un diavol care îl fugărea prin munți și prin pustietăți, aruncându-l în foc și în apă ca să-l piardă, surpându-l de pe înălțimile munților în prăpăstile văilor, bătând și sfărmând tot trupul lui, și acum l-ar fi pierdut pe el de nu ar fi păzit zidirea sa de pierzarea cea desăvârșită puterea lui Dumnezeu, ceea ce înfrânează toată puterea vrăjmașului, cea cu totul înrăutățită.
Iar odată, gonindu-l diavolul pe tânărul acela spre țărmurile mării cu mare pornire, pentru ca să-l arunce în noian și să-l înnece, a întâlnit în drum pe cuviosul Patapie, care, prin porunca lui Dumnezeu, ieșise din coliba sa ca să libereze făptura cea zidită după chipul lui din robia vrăjmașului. Iar diavolul, văzând de departe pe fericitul, venea către dânsul sărind, întorcându-și ochii, spumegând, scrâșnind din dinți și îngrozindu-l cu ucidere. Apoi, apropiindu-se de sfântul, a strigat: „O, nevoie! O, primejdie! Ce este aceasta? Și aici iarăși este Patapie? Ce voi face? Unde mă voi duce? Unde voi mai viețui de acum, mult ostenindu-mă și abia aflându-mi locașul acesta? Iată acum cu silă mă izgonește din trânsul. Cu adevărat înfricoșat ești, o nazarinanule! Cu adevărat înfricoșat și pretutindeni peste toți este stăpânirea ta. Deci unde mă voi duce? Ori în pustie, ori în cetate, ori oriunde. Tu acolo ești dinainte de față și numai cu semnul crucii și prin numele tău mă izgonești, încât sunt biruit și izgonit.” Acestea zicând necuratul, arunca pe tânărul acela în văzduh. Iar făcătorul de minuni Patapie, făcând semnul crucii cu mâna în văzduh, a certat duhul zicând: „Ieși, duh necurat! Ieși, du-te departe în pustie! Hristos îți poruncește aceasta prin mine, a cărui putere chiar și nevrând ai mărturisit-o.” Acestea zicând sfântul, diavolul a aruncat pe tânăr la pământ și a ieșit din trânsul pe gură ca un fum. Iar tânărul, venindu-și în simțiri, plângea de bucurie și mulțumea mai întâi lui Dumnezeu, apoi și cuviosului Patapie, pentru izbăvirea sa de duhul ce necurat. O femeie oarecare avea o vătămare nevindecată la pieptul său și acum, deznădăjuită fiind de doctor și înmulțindu-se cumplita ei durere, a venit la cuviosul și, căzând la picioarele lui, cu multă tânguire și rugăminte, cerea tămăduire. Iar sfântul, însemnând rana cu semnul crucii, îndată a vindecat-o. Acesta și multe alte minuni făcând cuviosul părintele nostru Patapie, a sosit la fericitul său sfârșit și la dânci pătrâneți a trecut către Dumnezeu, căruia bine i-a plăcut. Apoi a fost îngropat cu cinste în biserica înainte mergătorului, într-o stava lui Hristos Dumnezeul nostru, celui preamărit într-o sfinții săi, căruia împreună cu Părintele și Duhul Sfânt îi se cuvine cinste și închinăciune în veci. Amin. Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.